La Târgu Jiu, focul de artificii s-a văzut cel mai bine de pe insulița Jiului. În ciuda ceții care a mai redus din spectacol, cei prezenți s-au bucurat de spectacolul de lumini și artificii. Mai sus, la peste 1700 de metri altitudine, mii de turiști s-au bucurat de un foc de artificii chiar pe pârtia din centrul stațiunii. Acolo s-au încălzit cu un vin fiert, orceai fierbinte și au petrecut până spre dimineață. În aceste zile, zeci de mii de turiști au făcut rezervări în stațiunea de la munte. Atmosferă ca înainte de pandemie și în centrul municipiului Târgu Jiu. Sute de oameni s-au prins într-o horă mare în piața prefecturii din oraș în noaptea dintre ani. Au dat mână cu mână și au jucat fără să mai țină cont de distanțare ori de masca de protecție. În horă a intrat chiar și primarul Marcel Romanescu. Sute de târgujieni s-au strâns în centrul orașului să ia parte la spectacolele de muzică ușoară și populară, după un an în care au marcat revelionul în case din cauza restricțiilor dure impuse în pandemie. Și la Pitești, câteva mii de oameni au ieșit în centrul orașului pentru a sărbători trecerea dintre ani. Primăria a organizat un foc de artificii chiar în centrul orașului.